fericile iubirii. Încă de zilele trecute, Zein a tot încercat un dialog constructiv cu anemona. Dacă îți place de cineva... Da. Arată. Ma, eu am spus la toată lumea, nu mai râde, eu sunt serios, mie place de tine. Ok. Și am spus la toată lumea, dragă. Nu te-ai comportat ca atare. Nu te-ai comportat ca atare. Uite-te, tu n-ai dat nicio... Știi care problema? Tu până acum n-ai întrebat pe mine nicio întrebare, asta cel mai greu pentru mine. Dar tu m-ai întrebat pe mine? Da. Ce m-ai întrebat? Nu te-am întrebat, ce faci tatăl tău, ce lucrezi tatăl tău, mama ta, ce frate are, ce soră are. Păi tu mi-ai spus chestiile astea, ce ai fi vrut să te întreb? Eu, pentru, n-a venit din partea ta nicio întrebare, anemona. Pentru asta eu nu vreau să mergi după o fată, ea nu vrea. Tu măcar... Păi ok, bun, dar nu mai... Atât. Nu mai da și mie calde, și Irinei, și Marie, uite-te. Și... Auzi? Că nu înțeleg. Am spus, tu și atât. Dar Iuliana vede altfel situația cu Zein și anemona și rămâne fermă pe poziție. Eu una sunt de părere că Zein, în momentul de față, încearcă cumva să îndrepte lucrurile cu tine. Nu, nu încearcă să le îndrepte nici cum. Nu face nimic. Se izolează. Asta face. Poate să conștientiza și el ce a făcut, știi? Da, Iuliana, dar eu i-am spus că nu sunt supărată pe el și nu trebuie să comporte așa. Nu trebuie să îngroape în... supărări, să stea supărat. Da, dar fiecare om are modul lui de a procesa. Ok, eu înțeleg asta, dar nu trebuie să te comporți cu mine ca și cum eu aș greși. La ce te referi când zici asta? Stai că acum m-ai făcut curioasă și pe mine. Le ia pe toate prea personal. Păi poate ar trebui să-i dai tu o indicație. I-am mai spus asta. Eu una zi părere că, adică din ce am văzut eu și din privire de la petrecere, e interesat de tine, doar că ar trebui să fac lucrul ăsta mai evident. Pentru că... Tu știi toată discuția și petrecerea și ce a mai fost înainte. Zein, și... nu e un băiat rău. Nu e rău, dar... Doar că... El... ceva, nici nu vreau să mai spun dacă e rău sau bun. Lasă, treacă timp să văd. Zein e un băiat chiar foarte ok. Doar că trebuie să știi într-o oarecare măsură cum să-l faci să înțeleagă anumite chestii. Eu să-l fac pe el? Păi ce aș putea să-l fac pe el să înțeleagă? Păi, de exemplu, faza de-aseară, de mi-ai zis tu, cu fapte bună, că n-ai fost atentă la el. Puteai să-i explici? Eu am explicat astăzi. Tu ce? Dar el n-a venit aseară la mine să-mi zică nimic. Mi-a zis doar noapte, hai noapte bună. Nu, hai pa noapte. Nu știu cum a zis, ceva de noapte bună. Faza lui, că el e și foarte glumeț. Nu, el e foarte impulsiv. Și pe lângă asta, încercam să dau un argument bun. Pentru că eu, una din punctul meu de vedere, vă văd un potențial cuplu. Semănați, din punctul meu de vedere, foarte mult fizic, la față, gen. Mie îmi pare că semănați foarte bine și că vă potriviți foarte bine, gen, facial vorbind. Și el, oricum, se vede că îi place de tine. Se vede, adică e foarte obvious chestia asta. Doar că nu e obvious pentru tine și el ar trebui să facă chestia asta să fie obvious pentru tine, nu pentru alții. Când a fost date-ul cu Mici, el a spus că ar fi vrut să-l câștige ca să meargă cu tine. N-ar fi vrut să iei pe nimeni altcineva din casă. Și sunt 100% sigur că v-ați fi simțit bine ca la primul date pe care l-ai avut tu. Ești de acord? Asta a fost după petrecere, pentru că se simțea vinovat. Și credea că așa îndreaptă cumva lucrurile. Nu știu ce să zic. Hei, Iuliana. Nu știu ce să zic. Dacă nici eu nu știu cum se gândesc bărbații care greșesc. Dar zic eu, sigur nu are sentimente nici pentru nicio fată din casă. Dar nici pentru mine nu are. Ba da, ba da. Nu cred. Pentru că dacă avea, spunea. Nu are sentimente, poate îi place... Păi n-o zis nimeni că din prima vin sentimentele și direct, vai, te iubesc, vai, vreau așa. Step by step, baby steps. Nu e nici măcar atracție fizică la el. Măi, n-ai de unde să știi. Chit că a zis-o el într-un fel sau altul. Bine, e și bariera lingvistică foarte... Nu, că eu îl înțeleg ce zice. Și el înțelege ce spun eu. Da, dar să știi că la bază el nu e un suflet rău, el e un suflet rău. Eu nu am spus asta, eu nu am o părere proastă despre el. Poate face neintenționat. Eu spun doar strict referitor la faptele lui, atât. Oamenii care spun una și fac alta se cam contrazic. Și oamenii care se contrazic des... Nu prea știu ce vor. Dar ți-am zis, la bază Zein este un om bun, poate nu știe el să exprime atât de bine sentimentele. Iuliana, eu nu contest faptul că el este un om bun și n-am zis niciodată altceva. Da, știu, dar
nu știu, mie, oricum mi se pare că vă potriviți foarte tare și ar fi păcat, și ar fi păcat, știi? Dar dacă totuși ai zis că momentan sunteți prieteni, înseamnă că oricum cele mai frumoase povești de dragoste, știi, că încep din prietenii, întotdeauna. La mine nu. Dacă este ceva, ceva, mai bine să... Clarificați voi. Să nu-ți pară rău că ai putut și n-ai încercat. Exact, exact. Încerci, nu se poate, nu te obligă nimeni. Exact, cum am făcut eu. La tine e alegerea. Cum am făcut eu, tu eu am încercat. Tu decizi și cu el. Dar mai mult tu, pentru tine. Nu-mi place faptul că e impulsiv așa și nu înțeleg de ce. Aseară... Ba da. Ei am... Pentru că e altă... Ei văd lucrurile altfel. Stilul, religia, traiul, poliția, morală, e cu totul altceva față de la noi. Capricile iubirii. Știm cu toții că mâine este o zi dificilă, există o cursă de eliminare și... De-aia te întrebam, Zeina, am senzația că parcă stai așa în... expectativă, parcă n-ai făcut pași, dar am senzația că vrei să faci pași. Nu. Nu? Nu. Așa sec? Da. De ce? Acum e greu. De ce? Pentru nu faci ce vrea ea. Faci ce se ascult. Și asta pentru mine nu e ok. Adică, fii un pic mai explicit că nu... Se ascultă la fetele, nu face așa, face așa. Irina, când a zis care, ce a făcut cu mine, Irina a făcut pentru Ana Mona și Maria să arată cât e Zain și Antonio, e jucător și... Stai puțin să ne înțelegem. Să vorbesc eu acum, te rog. Ok? Și plus tot asta, domnul Eduard, alaltă ieri, a spus la Irina, dacă tu ai făcut joc, de ce ai plângi în paie? Și ea nu mai se uită la așa, dacă e joc, de ce plângi după joc? No, dacă eu vreau să joc, de ce să plângi? Înseamnă am simt ceva, am simt rău, am simt urât. Am explicat. Dar ea nu mai se uită așa, ea se uită, Irina a ajutat pe ea și eu am greșit rău de tot. Și plus asta eu cu petrecere am fost supărat și am dansat cu Irina. Pentru tu când ai început petrecerea, ai dansat cu mine. Dar după aia când toată lumea a dansat în nesib, tu n-ai venit lângă mine absolut deloc. Și când am venit lângă tine și am luat mâna ta, ai dansat cu direct cu Roberto și ai luat pe Maria și când am întrebat, ai zis, da, eu când dansez, nu dansez singură, mi-e place dansez cu toată lumea. Cine dar... a zis asta? Anemona? Anemona. Sau... Anemona. Okay, dar după tot asta, când te apropiezi la tine cu dans, niciodată n-ai venit lângă mine. În fiecare dată să vin lângă tine, tu să fugi la Maria, la Roberto, la... Și am zis, de ce fată faci așa? Dar știi că femeile atunci când, în general, nu toate, dar atunci când un băiat îți place în mod deosebit, devii mai stângace. Adică nu ai atitudinea pe care o ai cu un băiat pe care tu l-ai vedea în calitate de prieten. Și aștept să facă el mai mult și dacă să vin... Apropo, referitor, iar referitor la ce ai zis de Irina, da, și eu sunt de acord că după faptă și răsplata, atenție la joculețele astea, pentru că emisiunea e 100% reală și s-ar putea ca, nu știu, capcanele pe care voi încerca să le faceți, să câteți voi în ele. Ala, și tu ai făcut joculețe. Am dansat cu ea, dar n-am făcut nu, eu mai înainte, mult. Înainte, cu că vreau să cunosc trei fete, am... Da, și eu voiam să-ți amintesc episodul asta acela. Asta am spus, e joc și am greșit cu Maria. Păi ca și Irina, faceți niște joc. Dar nu doar, cu, nu doar cu Maria, ai greșit și cu Anemona în cazul ăsta. Nu. Și cu Irina. Mai mult am zis cu gândul meu, am zis când să zic așa, e oameni să gândești. Deja ce a fost în gândul tău știi doar tu, dar fapta... Ok, dar am spus eu, am greșit și când am făcut asta, am vrut să scut pe prietenul meu și să zic că lumea, Zain, vrea și cunoști pe Maria și eu n-am gândit așa, am zis să gândești să cunoști pe trei, nu zic direct să cunoști pe Maria și eu oameni de afară. Da, uite, tu ai greșit, da. Da, și am vrei spus că am greșit. Vrei ca să te înțeleagă că tu ai greșit. Dar acum eu am când, spus. Când tu consideri că ea a greșit la petrecere, ești un pic mai drastic. De ce? Pentru că adică... știi care este senzația? Că judeci cu dublă măsură. Exact. Adică cu tine ești mai blând și mai delicat, dar cu ceilalți nu. Nu e vorba de asta. Pentru mine am spus, eu am dansat cu Irina săptămâna trecută, când a dansat Antonio cu Giulia. Cu timpul ăsta eu am dansat cu Ana Mona și cu Irina și am dat în brațe la Irina. E ceva normal. Eu n-am făcut ceva mai mult, n-am pupat cu ea, n-am făcut absolut deloc. Tu de ce pui prietenia pe primul loc? O prietenie care nu știi că, dacă va fi afară sau nu. Cum e? Când? Acum sau? În general. General, când am zis am greșit cu asta? Exact. Adică tu ai riscat, practic, să...
te cerți cu potențiala ta parteneră pentru un prieten care eu cred că e destul de mare încât să-și rezolve singur problemele. Adică nu cred că ai avea nevoie de tine ca să-l scoți tu dintr-o anumită situație. Ție ți-ar plăcea, de exemplu, ca iubita ta să ofere mai multă credibilitate prieteniei pe care o are cu o prietenă, Maria, da? Sau cu Irina. Da, decât să-ți ofere ție timpul și credibilitatea? Nu știu, eu am gândit așa singur pentru păi, Antonio. Dacă nu știi, poate ar trebui să-ți răspunzi la întrebarea asta la un moment dat și după ce ai răspuns, poate ne ajuți. Anemona, hai să o lăsăm și pe ea, că săraca tot a încercat să... El deja a răspuns asta cu prietenia. El crede că eu ascult de fete. Nu știu unde ai văzut-o asta. Iuliana mi-a spus să mă apropii de tine, să fac pași și eu am stat în banca mea. Dar eu nu am vorbit de Iuliana, am vorbit de Maria. Nu, de Maria. Maria nu mi-a dat niciun sfat ca de tine. De două materialul când am văzut cu tine, i-a zis, uite-te, să fie roșine. Uite-te, uite-te ce ai făcut. Da, așa este și faci așa pe capul ei. Și ți se pare normal ce ai făcut? Pune-te puțin în locul meu, dansam eu cu Antonio. Era frumos? N-am zis e frumos și am spus la tine de 2 ore și 3 ore, am zis nu e frumos. Nu, dar tu vezi vezi dansul ăla ca nimic, adică ca și cum nu ai fi greșit cu nimic. Vezi ceva normal în chestia asta. Și săptămâna trecută când am dansat cu tine și cu Irina, de ce n-ai fost supărată? Pentru că nu a fost același dans. Nu a fost același lucru. Deine, eu cred că e o scuză. Tu nu ai făcut jocul acela pentru a-l ajuta pe Antonio, ci pur și simplu ai vrut să salvezi, crezând că imaginea ta a fost afectată, că un prieten ți-a luat fosta iubită și ai vrut și tu să îi faci același lucru ca să vadă cum se simte. Ce să faci așa? Antonio nu are nicio treabă cu... Ce l-ajutai dacă tu formai o relație cu Maria? Antonio nu are nicio treabă cu Maria, eu știu asta sigur. Păi tocmai. Pe de altă parte a fost acolo un flirt. Dar eu n-am gândit absolut de la Maria. Am spus să cunoști pe trei general și când se uite lumea pe trei. Dar pe gândul meu, eu nu am nicio treabă. Gândul meu am zis. Dar gândul tău nu avea de unde să fie citit. Exact, că noi nu suntem cititori în stele, ci că s-a inventat un robot care o să ne citească gândurile. Dar eu încă mai aștept. Am spus greșit la Maria și am zis am greșit în fața ta și îmi cer scuze de 2-3 ore pentru am greșit cu asta. Zein, cine aleargă după mai mulți iepuri s-ar putea să rămână cu praful de pe tobă. Și ar trebui să-ți vezi interesul tău, nu interesul altora. Adică dacă e așa cum spui tu, ar trebui să ai grijă de tine și de poate că vei avea un cuplu sau nu. Păi tata, poate pentru el prietenia e mai importantă decât relația cu o femeie. Nu știi care e gândul lui ascuns. Dacă are relație. Sau dacă vrei să cunoști o fată. Iartă-mă, dar eu mi-aduc aminte că în momentul în care m-am apucat să mă cunosc cu bărbatul meu, i-am lăsat un pic deoparte pe prieteni. Că a venit și momentul ăla când ne-am prezentat unii altora prietenii. Dar până la momentul ăla a durat un pic. Ne-am cunoscut noi, i-am lăsat pe ceilalți și am creat universul nostru ca să vedem, suntem sau nu suntem compatibili. Mi se pare că fiecare așteaptă de la celălalt să facă pași spre el și atunci când vedeți că nimeni nu, adică nu se apropie, e o mică luptă a orgolilor, așa mi se pare că poate voi v-ați potrivi dacă ați fi un pic mai liniștit să vedeți lucrurile din afară, nu-i mai reproșa că vorbește cu fetele, asta e și afară, doar că tu nu le vezi. Pentru mine am fost sincer, eu știu ce simt eu, nu trebuie să crezi sau nu crezi. Bun, atunci poate te duci în casă, nu trebuie să ne dai un răspuns acum și te gândești la chestia aia, dacă prietenia este mai importantă decât relația pentru tine, nu vreau să-mi dai un răspuns acum. Să zic acum. Nu, pentru nu trebuie să-mi dai pentru că... Asta. De relație, nu, e relația. Dar de relația. Știe dumneavoastră, dar eu acum nu am nicio relație. Bine, ok.